Hei, salutare tuturor și bine v-am găsit! Am reușit să-mi scriu mașina, i-am pus numele lui Fiemea, luna de naștere a lui Fiemea și numele ei. Astăzi o să facem un video în care o să filmăm momentul în care facem 300.000 de kilometri cu un Volkswagen Bora, care l-am cumpărat acum câteva zile. Nu am mai făcut video că am avut foarte mult de umblat. Am umblat cu actele, am umblat să o înscriu, am umblat pe la Deva, am făcut un drum de Deva degeaba pentru că mi-am uitat acasă buletinul. De fapt, îl uitasem în niște acte fără să vreau, de la taxe și impozite, și când am plecat la Deva, am plecat fără buletin. A trebuit să mă întorc înapoi acasă, pierdusem programarea pe ziua aceea și a trebuit să-mi fac altă programare, să mă duc iarăși, dar într-un final am terminat să scot numerele, să o pun pe numele meu și toate bune și frumoase. Până acum sunt foarte mulțumit de mașină, țin să le mulțumesc celor care mi-au dat informații cum să schimb gradele acelea Celsius de la Climatronic. Mulțumesc pentru detaliile care mi le-ați dat despre mașină, pentru informații, pentru ajutor și pentru tot. Mașina merge foarte, foarte ok, eu sunt foarte, foarte mulțumit de ea, nu am nicio problemă cu ea. O mașină care a fost foarte întreținută. Am văzut foarte mulți că ați zis acolo că mașina este revopsită, că are nu știu ce bandouri vopsite și că nu știu ce și că nu știu cum. Mașina nu știu dacă a fost vopsită sau nu, pentru că în video se vede perfectă, dar dacă stai să te uiți cu ochiul liber, vezi mai multe imperfecțiuni la ea. Nu este chiar atât de perfectă, în video se vede altfel față de cât se vede cu ochiul liber. Și plus de asta am fost la un mecanic, așa, să-mi pună testerul pe ea și să-mi zică despre mașină. După ce mi-a pus testerul și mi-a zis că este ok și că nu are nicio eroare ascunsă, că nu are nicio problemă și chestii de genul ăsta. Trebuie să filmăm aici, că imediat facem 300.000, dar e soare și nu văd. Hai, că nici nu știu cum să țin camera să se vadă acolo mai bine. 299.000. Bun, deci, repet, am fost la acel mecanic și mecanicul mi-a zis în felul următor. Mi-a zis că nu are nicio eroare, că totul este ok. S-a mai uitat un pic pe sub ea, de rugină și de toate chestiile astea. S-a uitat la praguri, s-a uitat peste tot la ea, mi-a inspectat-o din toate punctele de vedere și mi-a zis în felul următor. Nu știe sigur, pe față telescoapele și bucșăraiele ori sunt originale din fabrică care le-a avut mașina, ori le-a schimbat cu altele originale, adică originale pentru Volkswagen Bora, nu făcături, nu din alea mai ieftine sau alte chestii. Ideea e că îi dă de bănuit faptul că mașina are prea mulți kilometri ca să fie originale, ținând cont că probabil a mers pe drumuri bune și nu pe drumuri ca ale noastre, cu gropi, cu canal. Ținând cont că nu a mers pe drumuri ca ale noastre, toate șansele ca mașina să fie perfectă din toate punctele de vedere, să fie fără probleme și să fie fără... adică să fie ok din toate punctele de vedere. No, ăsta e momentul în care am făcut 300.000 la un Volkswagen Bora. Un Volkswagen Bora care funcționează foarte, foarte, foarte bine din toate punctele de vedere. Un Volkswagen Bora care nu are absolut nicio problemă. Singura problemă care o am are un senzor de la ABS, un senzor care costă 75 de lei, însă nu am reușit să-l schimb pentru că e sâmbătă, duminică, sfârșit de săptămână și n-am unde să-l schimb. Oameni buni, cam asta e mașina. Sunt foarte mulțumit de ea. Acum o să vină foarte mulți care o să zică: aoleu, că ți-ai luat un cazan de mașină, că ți-ai luat un jaf de mașină și chestii de genul ăsta. Însă pe mine puțin mă interesează, pentru că știu ce conduc și știu ce fel de mașină am luat. Deci mașina e perfectă din toate punctele de vedere. Nu cum zic alții că îi cazan, că nu știu ce. Pana mea, eu unul nu-mi permit să-mi cumpăr o mașină mai scumpă ca asta. În primul rând, eu muncesc ca să-mi cumpăr o mașină, nu stau să-mi dea mama și tata bani, nu stau să-mi facă mama și tata cadou mașină sau chestii de genul ăsta. Eu am muncit fiecare bănuț care l-am avut, l-am pus deoparte ca să-mi cumpăr mașina. Într-un final, pe mașină am dat 1850 de euro. Până acum nu v-am spus prețul mașinii, dar vi-l spun acum, am dat 1850 de euro. Nu știu ce să vă mai zic despre mașină. Eu sunt foarte, foarte mulțumit. Arată foarte bine. După părerea mea, este o alegere destul de bună. La banii ăștia puteam să-mi cumpăr o mașină mult mai bună, un an mult mai nou față de 2001, cât este asta. Dar probabil nu era
ca asta. Probabil era o coajă care truncănea din toate punctele de vedere. Eu am ales să dau banii pe mașina asta, chiar dacă are 300.000 de kilometri, pentru simplul fapt că este impecabilă din toate punctele de vedere. Și atunci când am cumpărat-o, m-am dus și am pus-o pe tester. La fel nu avea nicio problemă, m-am plimbat cu ea mai mult, nu am mai făcut greșelile care le-am făcut până acum. Și na, nu știu ce să zic. Ideea e că mașina e foarte ok față de celelalte mașini care le-am avut și n-am probleme cu ea. No, cam atât cu acest video. Până data viitoare, v-am pupat. Bye, bye!